După ce au fost expuse la Cluj-Napoca și la Brad lucrările de artă bizantină, icoane și schițe, realizate de artiștii grupului Sfântul Ioan Damaschin, au ajuns și la Deva, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Toți cei interesați de această artă, care s-a dezvoltat din cultura Imperiului Roman și care a fost influențată de cea a Greciei Antice, pot vedea în cadrul acestei expoziții icoane pe lemn și sticlă, dar și schițe de arhitectură sau manuscrise contemporane de muzică bizantină. Muzeul Civilizației Dacice și Romane, în această perioadă deosebită, premergătoare Sfintelor Sărbătoare de Paște, organizează aici, în acest spațiu extrem de generos și de frumos al muzeului, o expoziție nemaipomenită, o expoziție intitulată Zilele Icoanei, care face parte dintr-un proiect național, Școala Altfel, în care și noi am intrat, așa cum vă spunea președintele Consiliului Județean și preasfinția sa, episcopul Gurie. Suntem un partener activ pentru Episcopia Devei, pentru celelalte instituții de cultură și învățământ. Nu este deloc o întâmplare că expoziția vine la Deva chiar în această perioadă, având în vedere că ne aflăm în postul mare, perioadă premergătoare Învierii Domnului. O acțiune importantă pentru noi, ca făcând parte din programul duhovnicesc al fiecărui creștin și programul instituit de Episcopia Devei și Hunedoarei din această perioadă a postului mare. Program care să ne facă pe toți să medităm mai profund la chemarea pe care ne-o adresează Hristos în fiecare clipă. Cred că este cea mai inspirată expoziție care a fost în acest moment. Vă dați seama, în postul Paștelui, cred că nici nu era una mai bine aleasă decât o expoziție de icoane. De aceea am felicitat grupul de inițiativă care a fost în jurul episcopiei și a muzeului nostru și nu pot decât să mă bucur să invit și pe deveni să vină să o vadă, că au ce vedea. Pentru elevii de la școlile din județ, expoziția a fost impresionantă. Despre această expoziție mi se pare că e una minunată, cel puțin tehnica cu care este folosită e una incredibilă, îmi place foarte mult și aș vrea să învăț. Eu de mult așteptam să văd un asemenea lucru întâmplându-se în Deva, chiar vorbeam cu domn profesor deseori despre asta și mi se pare o oportunitate. Ineditul acestei expoziții constă în faptul că vizitatorii vor avea ocazia să vadă pe viu cum sunt realizate aceste lucrări, artiștii mutându-și atelierele chiar în sălile muzeului. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul acestei săptămâni, zilnic între orele 9 și 17.